Binecuvântat să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm, dând respect cuvântul Domnului. Mi-a fost greu să aleg textul, știind că este o seară a tinerilor, încercând să cuprind pe cei tineri și pe cei mai puțin tineri în cuvântarea mea. Am ales textul din Iosua 14, începând de la versetul 6. Fiul lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, i-a zis: știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei, care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea, Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum, iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustiu. Și acum, iată că astăzi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea când ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului Israel. Hebronul se chema mai înainte Chiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimii și țara s-a odihnit de război. Pe partea cealaltă, pentru cei care au Biblia, în capitolul 15 găsim două versete, nu vă țin mult în picioare. Versetul 18 și 19. După ce a intrat la ea la Odniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât de pe măgarul ei și Caleb i-a zis: ce vrei? Ea a răspuns: fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și el i-a dat izvoare de sus și izvoare de jos. Amin. Puteți să ocupați locuri. Am ales un text mai narrativ, încercând să țin amândouă categoriile în atenție. Și mă rog ca a Domnul să ne cerceteze inimile noastre și să putem lua învățătură. Cred că și dacă ai venit cu inima deschisă pentru ca Domnul să-ți vorbească, Domnul îți va vorbi. Contează inima noastră. În versetul 12 avem o cerință a lui Caleb, o rugă a lui. Și spune așa: dă-mi dar muntele acesta. Avem o cerință și de pe această cerință aș vrea să structurez cuvântarea mea în această seară. Roman 12 cu 12, Claudiu, dacă vrei să mă ajuți, este scris acolo despre stăruința în rugăciune. Este bine, fraților, să stăruim în rugăciune. Și nu am ales această: bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Și nu am ales această temă a rugăciunii doar pentru că marți sunt puțin frați la adunare, ci pentru că cred din toată inima mea că tinerii au nevoie de rugăciune. Au nevoie de rugăciune și din partea noastră, dar au nevoie de rugăciunea lor personală, acasă, pe drum, marți, de ce nu, și în adunare. Pe baza acestui text aș vrea să răspundem la câteva întrebări. Una dintre ele este: Când să facem o rugăciune, când să facem o cerere înaintea lui Dumnezeu? Există un timp potrivit de a face o cerere înaintea Domnului? O altă întrebare: pe ce bază
Pe ce ne bazăm când facem o cerere sau o rugăciune înaintea Domnului? Avem o bază când cerem un lucru? O altă întrebare, ce facem în așteptarea împlinirii acestei cereri pe care am adus-o înaintea Domnului? Și o ultimă întrebare, după ce am primit lucru dorit, lucru cerut, lucru rugat de la Domnul, ce facem cu acest lucru? Pe baza acestui text, cu ajutorul Domnului, voi încerca să dezlușim aceste patru întrebări. Dar înainte de a începe să vedem din textul acesta, din cuvântul lui Dumnezeu, un răspuns pentru aceste întrebări, haideți să vedem un pic ce nu este rugăciunea. Pentru că multe voci, și între noi, și între cei mai tineri, umblă. Și una dintre voci este că rugăciunea este ceva instant. Și nu, nu este ceva instant. Căci Dumnezeu în bunătatea Lui, în cazuri extreme, are milă de noi și ne răspunde imediat, dă-n slavă Domnului. Dar rugăciunea nu este, știu eu, cei care au trăit în România, nu este înnesul acela instant, îl faci rapid, ai terminat și împlinirea rugăciunii vine imediat. Nu. Găsim multe texte. 1 Tesaloniceni 5 cu 17, o rugăciune neîncetată, o stăruință în rugăciune. Poți să pui, Claudiu, dacă te rog, Daniel 10 cu 12, să vedeți un lucru. Daniel așteaptă 21 de zile în a primi un răspuns. Rugăciunea nu este ceva instant, căci dacă Domnul se, în bunătatea sa, are milă de noi și vede că chiar avem nevoie de acel răspuns, de acea cauză, o va da. Priviți în Daniel ce frumos scrie acolo. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin acum următorul verset. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Trebuie să citiți mai departe. 21 de zile așteptat răspunsul unei rugăciuni. Rugăciunea nu este ceva instant. Ce nu este rugăciunea? Rugăciunea nu este pentru altcineva. Avem așa o teoria noastră, înainte să facem orice lucru, aruncăm rugăciunea pe ceilalți. Mama, tata, pastorul, prorocul, ne ducem imediat la el. Este foarte bună rugăciunea părinților, este foarte bună rugăciunea pastorului, este foarte bună rugăciunea prorocului, dar întrebarea pe care trebuie să ți-o pui, m-am rugat eu înainte de asta? Știți, lucru primit după stăruință în rugăciune, lucrul acela rămâne, e al tău, Domnul ți l-a dat ție, după ce ai făcut rugăciunea înaintea lui, este foarte bună rugăciunea făcută de frați și surori în adunare, în unitate, pentru o cauză bună. Dar întrebarea mea este, acasă, te-ai rugat pentru această cauză? Deci rugăciunea nu este pentru ceilalți. În primul rând, este pentru mine rugăciunea. Ce nu este rugăciunea? Este așa o învățătură a secolului acesta. Rugăciunea nu mai este pentru noi. Cum să... Bine, când cineva spune că rugăciunea nu mai este pentru mine, deja aici vine și necredință, pentru că n-ai cum să faci o rugăciune la cineva pe care nu crezi că există și așa mai departe. În acest secol, și cred că voi aveți mai mare experiență din acest punct de vedere la școală, măi, suntem în secolul vitezei, cum poți să faci o rugăciune unui Dumnezeu care știi tu sigur că există, cum poți să faci o rugăciune și să aștepți și să te rogi? Măi, rugăciunea era, da, știu eu, era pentru cei din vechime, știu, era pentru Caleb. Rugăciunea era pentru Avram. Noi avem alte lucruri care ne preocupăm acum. Rugăciunea nu mai este pentru noi. Scumpilor, tot ceea ce trăim noi astăzi, desfrâul acestei lumi, tot ceea ce trăim noi a fost și în trecut. Totul, nimic nu este nou sub soare. Totul, cu ceea ce vă luptați voi astăzi, cu aceste vorbe, a unor oameni de nimic, a unor colegi care nu sunt nimic
înaintea lui Dumnezeu, nu au învățătură ceea ce aveți voi. Sunt nimicuri în ochii voștri. Voi trebuie să primiți învățătura din Biblie, din biserică și să ne bazăm pe aceasta. Ce nu este rugăciunea? Mai este o învățătură. Băi, rugăciunea nu mai este necesară. Păi de ce? Păi odată ce ai fost mântuit, pentru totdeauna mântuit. Gata, s-a terminat, s-a încheiat. Și încet, încet intră și printre noi. Ajunge, nu mai trebuie rugăciune. Este așa, scumpilor. Găsim atât de multe versete. Luca 22 cu 40, un abstract. Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, ce face? Da, cred că am greșit versetul. Rugați-vă, da. Se ruga, este în contextul rugăciunii lui Iisus, din grădina Ghețiman, dacă nu greșesc. Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, s-a rugat, deci cu atât mai mult noi trebuie să ne rugăm. Deci nu stau în picioare aceste teorii. Mai sunt multe. Haideți să vedem acum, pe baza acestui text care l-am citit, văzând ce nu este rugăciunea, să vedem acum ce este rugăciunea. Și ca să putem lua o învățătură, trebuie să vedem un pic Caleb, dacă a fost omul Domnului. Îmi place, bineînțeles, este normal cuvântul lui Dumnezeu, totul este vrednic de crezare. Dar haideți să privim un pic Caleb. Este unul care este vrednic de crezare. Putem să luăm în această seară o învățătură de la el. Am de-a face cu multe persoane și când aud, eu cred că părerea mea este că eu totuși cred că, și avem toți multe păreri, îți dau un sfat și eu cred că pornesc deja cu 50% șanse că este greșit ceea ce zice acealaltă persoană, acel sfat. Când pornim cu cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că, și eu cred asta, deja 100% ai cam ai dreptate. Ne bazăm atât de mult pe părerile ceilorlalți, învățăturile celorlalți. Și lăsăm așa cuvântul undeva departe, fără să ne aducem aminte că cuvântul lui Dumnezeu este singura sursă pe care putem să ne bazăm credința, părerile, ideile. Caleb vorbește despre sine în versetul 8 și spune așa, frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. În traducerea directă din Septuaginta spune așa: m-am străduit eu însumi să urmez în totul calea Domnului Dumnezeului meu. El vorbește despre sine. Și mulți vorbim despre sine. Am găsit un verset interesant în Matei 7 cu 16, lucruri pe care putem să ne bazăm. Matei 7 cu 16. Actual, foarte actual. Caleb vorbește despre sine. El a urmat calea Domnului. Și în ziua de astăzi putem să vedem persoanele de la care primim un sfat, de care primim o învățătură, dacă, spune așa, îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așteaptă. Rodul vine toamna, târziu. Târziu vine rodul. Așteptați și vedeți. Înainte să luați de bun un sfat primit, cu un gând bun sau cu un gând mai puțin bun, așteptați să vedeți rodul. Dacă vă încredeți în cuvântul lui Dumnezeu, vedem deja rezultatele, pentru că Caleb a spus despre sine că el s-a străduit el însumi să urmeze calea Domnului. Dar despre el nu vorbește doar el. Claudiu, Numeri 14 cu 24. Dumnezeu însuși vorbește despre el. De aia cred că învățătura pe care putem să o luăm de la el este vrednică de urmat. Priviți ce frumos scrie aici. Iar pentru că robul meu Caleb, Domnul vorbește, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Caleb vorbește despre sine, Domnul vorbește despre sine. În textul citit, Moise mărturisește despre sine. Versetul 8, partea a doua, spune așa. În versetul 8, partea a doua. O să revin asupra acestui text. În versetul 9, partea a doua, scuzați-mă. Pentru că a urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu.
Moise vorbește despre sine, Moise mărturisește despre sine. Și mai apoi și Iosua în versetul 14 spune așa: astfel Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Și văzând căci învățătura pe care putem să o extragem din acest text, Caleb, haideți să intrăm, să răspundem, să încercăm să răspundem la aceste întrebări care au fost puse. Știți, în toate învățăturile acestea, dacă vrei să pui Claudiu 2 cu 3, Ieremia 2 cu 33, am mai observat o categorie de oameni care au o învățătură, au o credință a lor, bazată pe închipuiri, bazată pe ce au auzit ei. Și fac un lucru. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegiuire te deprinzi. Au învățătura lor, au o credință lor și știi ce fac? Răsfoiesc Biblia. Să găsească texte pe baza credinței lor. Și este greșit. Este greșită și până și învățătura pe baza ceea ce știm noi, fără să ne uităm în textul lui Dumnezeu. Prima oară alegem textul și după aia vedem ce spune Domnul. Pentru că se prea poate în conceptul, în ideea noastră, odată auzită, să citim un text din cuvântul lui Dumnezeu și, având o experiență în trecutul nostru, Domnul să nu ne poată vorbi din acel text, pentru că noi deja avem al nostru, nu? Și este greșit și acest lucru. Haideți să răspundem la cele întrebări care le-am pus prima oară. Prima întrebare a fost: când facem o rugăciune, o cerere? Există un timp potrivit? În versetul 12 se întâmplă un lucru în acest capitol. De 5 ani purtau războaie, 31 de cetăți biruite. 31. În 5 ani, 31. Și nu prin puterea omului, credeți-mă că 31 de cetăți să le biruiești. Excepțional, Domnul a luptat pentru el. Priviți aici. După ce nu se terminase cucerirea Canaanului, dar Iosua începe împărțirea teritoriului. Pe vremea aceea, fiindcă Duhul Sfânt se cobora din când în când peste un proroc, nu era cum este astăzi din plin în noi și în copiii lui, foloseau sorțul. Și era, o întâlnim foarte des pe paginile Vechiului Testament. De fapt și în Noul Testament odată se întâlnește, dar nu primiseră încă Duhul Sfânt în alegerea lui Matei, dacă nu mă așez. Al 12 apostol după ce Iuda se spânzură. Lăsăm la o parte aceasta. Se întâmplă un lucru, trăgeau la sorți. În timp ce trăgeau ei la sorți, în versetul 2 găsim acesta: împărțirea s-a făcut prin sorți. Se întâmplă un lucru. Vine Caleb acolo și spune așa. Nu aștepta să se termine sorțul. Spune așa: face o cerere. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul. Face o cerere înaintea lui Iosua și, bineînțeles, înaintea Domnului. Cere. Dar a fost un timp potrivit. A fost un timp potrivit. Cred că sorțul cădea pe el pe acel teritoriu, pentru că Dumnezeu îl promisese înainte. Dar a fost un timp potrivit când el s-a dus și știți ce a făcut? A intrat în promisiunea Domnului. Vreau să pun mâna pe promisiunea Domnului. Am așteptat 45 de ani. Avea 40 de ani. Este valabil textul nostru și pentru noi astăzi. Este valabil pentru noi cei mai în vârstă? Este valabil. Pentru că nu poți să vorbești unui tânăr fără să vorbești unui mai puțin tânăr, sau invers. Pentru că învățătura pe care poate să o primească un tânăr azi este învățătura pe care ai primit-o tu și pe care ai împlinit-o sau pe care poate n-ai împlinit-o și cuvântul Domnului te poate cerceta astăzi. La tineri, exact la fel. Este o învățătură pe care o primești azi și când vei îmbătrâni, îți va fi de folos. Deci există o vreme potrivită. Caleb era bătrân. Deci Caleb era bătrân, se prea poate spune: măi, la 85 de ani tu mai vrei împlinirea promisiunilor care a avut Domnul pentru tine? Ești bătrân, ce-ți mai trebuie? Lasă pe ea tineri în față, nu-i așa? Dar nu, există un timp și Domnul are timpul lui. Fiți atenți aici ce excepțional, spune că în versetul 11 și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atât de putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră.
Măi, un bătrân cu putere, mă. Aveți putere, tinerilor. Ne apropiem de cuvântul Domnului și nu putem să nu ne punem anumite întrebări. De ce avem atât de puțină putere, scumpilor? Ne bate acest bătrânel la 85 de ani, din multe puncte de vedere. Cum stă cu rugăciunea tinerilor? Cum stăm cu rugăciunea fraților? De ce nu mai avem putere și suntem mereu și mereu obosiți? Se prea poate ca Duhul nostru să fie fără de Domnul? Se prea poate ca să fim departe de Domnul și totuși îmbrăcați frumos la adunare? De ce nu mai avem putere? De ce suntem plictisiți mereu? Folosim prea mult gadgeturile noastre? De ce nu avem putere? Ce-s bătrân și ce făcea toată ziua? Se bătea toată ziua. Pentru Domnul o făcea. În Iosua 1 vine Domnul și spune lui Iosua: întărește-te și îmbărbătează-te. Excepțional era și Caleb dintre cei 12, nu? Și nu-i spune lui Caleb. Poate îmi vei spune: da, frate, dar Iosua trebuia să ducă poporul în țara Caleb, în țara Canaan. Dar Caleb ce făcea? Era cu sabia. Făcea exact același lucru, scumpilor. Dacă a avut o chemare mai mare, Iosua, da, bineînțeles. Dar dacă ar fi să punem așa, omenește, ce este mai greu? Să faci lucrarea Domnului sau să te lupți? Trupește. Cine avea nevoie de îmbărbătare? Poate că și Caleb, nu-i așa? Dar de ce nu i-a dat Domnul îmbărbătarea? Păi se laudă în versetul 11. Măi, am 85 de ani, dar astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Sunt la fel. Am 85 de ani, dar sunt la fel. Caleb este pozitiv, dacă ne uităm acolo, la întoarcerea din Canaan, este pozitiv, 100%. Măi, ne mănâncă ăștia de vie, așa, dacă priviți în număr 13, începând de la versetul 27, lectură pentru acasă, dacă vă doriți, excepțional. Lucruri frumoase pe care putem să le învățăm. Da, spune aici ceilalți, mari teologi spun că au plecat doi câte doi și Domnul de aceea nu numește Horebul pentru el, îi spune doar că acest pământ, și poate ne-am gândit că e în Canaan. Teologii spun că doi câte doi se duceau în fiecare cetate să vadă cum este cetatea. Se spune că Caleb și încă unul au fost exact în partea aceea muntoasă a muntelui Horeb și au văzut că erau uriași acolo. Celălalt, care a fost cu el, spune: erau uriași acolo, speria de numai, ne vor mânca. Caleb de acolo: nu, noi îi mâncăm pe ei. Vă dați seama ce curaj, ce putere, ce tărie de caracter. Era pozitiv. Trecând la următoarea întrebare, și timpul trece. Pe ce bază? Avem o bază pe care facem o rugăciune, o cerere înaintea Domnului? Haideți să vedem baza pe care a pus această cerere Caleb înaintea Domnului. În număr 14, în versetul 24... În versetul 24, l-am mai citit, iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duc și a urmat în totul calea mea, îl vor face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Știți pe ce bază face această cerere înaintea Domnului? Pe baza unei promisiuni al Domnului. Are o cerere mare, Caleb, un munte mare, un munte care nu era cucerit, cu uriași în el, și m-am întrebat, de ce Caleb are o cerere așa mare? Știți de ce avea o cerere mare, scumpilor? Pentru că avea un Dumnezeu mare. Știți de ce avem noi cereri mici? Pentru că avem un Dumnezeu mic. Aș vrea să vă gândiți, scumpilor, când a fost ultima oară când ai făcut o rugăciune pentru: Doamne, dă-mi un telefon, un gadget, un lucru mărunt, scumpilor. Este rugăciunea după voia Domnului sau este rugăciunea după voia ta? Caleb cere un lucru mare pentru că are un Dumnezeu mare. Dar fiți atenți aici.
Toți ceilalți au tras prin sorți ceea ce aveau, ceea ce stăpâneau, ceea ce au cucerit. Caleb cere un dar de la Domnul, promis de Dumnezeu, dar el încă nu-l avea. Era uriaș în el, avea toate motivele să se ascundă, să nu aleagă muntele. Erau toate motivele acolo. Loc necucerit, loc stâncos, oameni înalți. Uriașii pe vremea aceea aveau 2,70 m. Uriași, oameni înalți. Avea toate motivele să nu aleagă. Dar știți ce? Cred că de aici vedem cel mai frumos credința lui Caleb în Dumnezeu, caracterul lui Caleb în versetul 12. În cerere pe care o face și le îmbină pe toate. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci și acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite, cetăți mari, întărite, uriași. Spune așa, Domnul va fi, pe baza promisiunii, Domnul va fi. A privit cuvântul următor, este poate. Cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Vedeți voi, are promisiunea în mână, are cerința înaintea Domnului, are dorința de a se duce la război, de a face ceva pentru împlinirea cererii pe care a pus-o înaintea Domnului și totuși spune poate. Și din ce cauză, scumpilor? Pentru că acceptă voia Domnului. Acceptă voia Domnului. Acceptă voia Domnului. Că se prea poate. Se prea poate. Eu știu ceea ce îmi doresc, eu știu ceea ce mi-a promis Dumnezeu și se prea poate. Nu știu ce înseamnă acest poate. Dar haide să luăm în bine. Poate Domnul va fi cu mine, poate Domnul va izgoni. În bunătatea lui, el a lăsat loc pentru voia Domnului. Punem o cerere înaintea Domnului, după voia Domnului, promisă de el și pun acel poate înainte. Mai las loc, Doamne. Mai las loc, Doamne, dacă Tu dorești împlinirea acestei cereri, care este după voia Ta, care este promisă de Tine, mai las acest loc, ca nu cumva eu după aia să vă rămân dezamăgit în cererea promisă de Tine, care nu a fost împlinită poate tot din cauza mea. Ce ne-a promis Domnul nouă, scumpilor? Dacă lui Caleb i-a promis acest munte, ce ne-a promis nouă? În Matei, capitolul 6, versetul 33, Domnul ne promite un lucru excepțional. Căutați mai întâi împărăția cerului. Ce trebuie să facem? Să o căutăm. Trebuie să facem ceva? Să o căutăm. Ce mai trebuie să căutăm? Neprihănirea lui. Și celelalte lucruri. Ni se vor da pe deasupra celelalte. Ce este pus pe primul loc? Ce ți-a promis Domnul ție, scumpule? Prin Iisus Hristos ce a adus în lume? Iertarea păcatelor, mântuirea sufletului tău. Ne-a promis împărăția cerului. Ce dorință mai mare poți să ai în inima ta de a ajunge acolo? Mai ai dorința aceasta? Mai avem dorința aceasta a împărăției cerului? Mai ne dorim noi mântuirea? Mai ne dorim noi sfințenia? Apropierea de El, părtășia cu El. Știți de ce nu primim partea cea a doua a versetului acesta? Iacov 4:3, te rog, Claudiu. De ce nu primim noi partea cea a doua? Aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Pentru că cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Vom vedea la sfârșitul pentru ce a cerut Caleb, dacă a cerut doar pentru el. Cererile tale pe care le ai înaintea Domnului sunt doar pentru tine? Pentru plăcerile tale? Pentru risipă? Sau este și pentru aproapele tău? Sau este pentru un mâine și vom ajunge acolo? De fapt am citit 18:19, pentru copiii voștri, pentru copiii noștri. Avem ce să lăsăm copiilor noștri, scumpilor, și nu mă refer la lucruri materiale. Nu mă refer la lucruri materiale. Răspunsul întrebării a treia, încercăm să-l dăm. Ce facem în așteptarea împlinirii acestei cereri pe care am adus-o înaintea Domnului, acestei rugi? Ce a făcut Caleb, scumpilor? Spune așa, în versetul 9 și 10, spune așa. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai umblat în totul.
Ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că astăzi sunt în vârstă de 85 de ani. Ce a făcut 45 de ani Caleb în așteptarea promisiunii? A umblat în voia Domnului. Ce trebuie să facem noi în așteptarea promisiunii pe care o avem de la Domnul, în așteptarea cererii pe care am pus-o? Nu numai că urmează calea Domnului și face voia Domnului, face și lucrare, slujește, nu doar curăța armele, le folosea. Ce facem noi în așteptare? Lucrăm pentru Domnul, slujim pentru Domnul, în biserică, în afară, slujim pentru Domnul în așteptarea împlinirii. Nu vine instant, 45 de ani, aulă, nu este pentru mine, prea mult. Te vei bucura mai mult dacă așteptarea ta este mai mare. Copiii mei, de multe ori, când își doresc ceva, așteaptă și mai bine de o săptămână. Și bucuria este mai mare când primesc acel lucru dorit. Și trebuie să pună și ei jumate, ca să vadă că au făcut și ei ceva. Această colucrare, iubesc colucrarea a noastră împreună cu Domnul. Am o vorbă a mea urâtă, zice așa, nu rodim, dar ne dorim. Și este egoism. Să nu rodești pentru Domnul, dar să-ți dorești. Păi stai că eu am acceptat pe Iisus în viața mea, eu sunt fiul tatălui și tatăl poartă de grijă copiilor săi. Vi se pare normal să nu rodești, dar să-ți dorești? Să nu rodești, dar să ai rugi la tatăl tău? Mie nu mi se pare normal. Avem noi așa o alură noastră de sfințișori. Dorim multe, dar fără să facem nimic. Totul mie, mi se cuvine numai mie. Și egoistă această cerere. Ultima întrebare. Găsim răspunsul, cum am spus, în versetul 18 și 19 din capitolul 15. După ce primește Hebronul, se duce el la luptă. Nu i-a fugărit nu știu cine. S-a dus el la luptă și Domnul a fost cu el. După ce primește Hebronul, dă și mai departe, scumpilor. Fiți atenți aici. După ce a intrat ea la Odniel, fiica Axa, fiica lui Caleb, l-a sfătuit să ceară de la tatăl său, de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât de pe măgarul ei și Caleb i-a zis: "Ce vrei?" Ea a răspuns: "Dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dar dă-mi și izvoare de apă." Și el i-a dat izvoare de sus și izvoare de jos. Literal vorbind, primește Hebronul, dă fiicei sale ceea ce a primit. Dacă nu primea nimic, avea ce să-i dea? Nu avea ce să-i dea. Dacă interpretăm textul și facem o hermeneutică, am putea să spunem așa. Când realizez că pământul pe care trăim este secetos, arid, și nu mai pentru ce trăi, așa spune lumea, scumpilor, când nu mai plăcere în fotbal, în prostia, nebunia lumii acestea. Nu mai am pentru ce să trăiesc. Și mulți tineri fac ceea ce fac. Și pun capăt zilelor. Și vorbesc în felul lumii. Noi avem o nădejde și nădejdea noastră este de sus. Când ai primit această scârbă de pământ, când realizezi că pământul este arid, scumpilor, ești deja cu un picior în cer pentru că îți dorești altceva. Și există altceva. Și aici, în adunare, primim învățătură că există și altceva, nu numai acest pământ, scumpilor. Părinților, apele de sus, aș vrea să spun, avuția, ceea ce strângem noi și dăm copiilor noștri și toți ne dorim asta. Dar vreau să vă provoc în acele ape de sus. Tu le-ai primit, părinte, cândva? Le dai copilului tău? Sau încet, încet, în nebunia acestei lumi, te axezi mai mult pe apele de jos și apele de sus le-ai uitat. Lasă copiii mei să fie învățați în adunare și dăm slavă Domnului că El lucrează și în adunare. A rămas uimit. Dădeam învățătură băiatului meu, Luca, mă întreba de ce oamenii sunt răi, de ce oamenii sunt buni și am spus, când a venit lumina în lume, cunoașteți versetul din Ioan 14, au iubit mai mult întunericul, cunoașteți scripturile. Și s-a pus într-o seară să citească și așa a venit că o să o deschizi la Ioan 14 și citește și zice: "Tată, dar ce se întâmplă aici? Exact ce mi-ai spus tu. Eu ți-am spus cuvântul lui Dumnezeu pentru că acesta este valabil, nu celelalte
cuvinte care poate să fie adevărate sau nu. Găsim și lumea ne dă răspunsuri de ce unii oameni sunt răi și alții sunt buni. Vorbiți mereu și mereu. Învățătura pe care ai primit-o, apele de sus pe care le-ai primit, nu închide robinetul, nu le închide. Dă-le mai departe copilului tău și-s mai importante decât apele de sus și Domnul să ne ajute și la lucrul acesta. Puține aplicații și închei. Se întâmplă un lucru interesant în capitolul 14, după toate aceste lucruri ce se întâmplă, în versetul 15, ultima parte. Și țara s-a odihnit de război. Frumos. Vii cu cererea înaintea Domnului, pe baza unei promisiuni. Frate, dar ce promisiuni vorbești acolo? Că lui i-a promis Horebul, dar mie nu mi-a promis nimic. Când ai citit ultima oară Biblia? Câteva capitole din Biblie. Câte promisiuni sunt în Biblie pentru mine și pentru tine. Să vă aduc aminte? Binecuvântările Domnului, bucuria, curăția inimii, binecuvântarea iertării, promisiunea eliberării, promisiunea îndurării. Sunt promisiuni pentru cei singuri. Iisus spune că eu nu vă voi lăsa, voi fi cu voi. Sunt atât de multe promisiuni și noi uităm de promisiunile Domnului. Sunt atât de multe promisiuni. Rugați-vă încetat, cu cauză sau fără cauză. De aici începe mulțumirea. Rugăciunea încetat. Rugăciunea încetat. Ești pe autobuz, te duci la școală. Mulțumește-i Domnului. Când o să începi să fii mulțumitori, dădeam un exemplu la o seară de rugăciune. Era acel pahar murdar de nemulțumire. Și a venit cineva și a pus cu un alt pahar, încerca să toarnă un pic de mulțumire în acel pahar. Dar era murdar de pământ. A început să iasă un pic de pământ, dar tot negru era. Și o mai turnat, și o mai turnat, și o mai turnat, dar tot negru era. O mai turna mulțumire și mai mult, și mai mult. Când până n-a luat furtunul să umple acel pahar din nou, din abundență mulțumirea, n-a reușit să scape de această nemulțumire. Păziți-vă inima de nemulțumire. Este rea, este rea, că nu mai dai afară cu nimic. Păziți-vă inima. Rugăciunea ta în mulțumire nu trebuie neapărat să fie o rugăciune de cauză. Nu trebuie neapărat o rugăciune bine pusă la punct. Mulțumește-i Domnul pentru orice. Am ieșit, fraților, din spital. Miroseam iarba, copacii care fluturau. Totul. Nu așteptați să vă treacă Domnul pe acolo ca să mulțumiți pentru o floare. Nimic pentru noi. O altă aplicație. Nimic pentru noi, scumpilor. Folosim, dar nu stăpânim. Tot ceea ce primim, folosim, dar nu stăpânim. Aș vrea să citesc câteva nume, scumpilor. Sunt vreo 10. Sunt vreo 10. Shamua, Shafat, Igual, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Geuel. Nu punem numele acestea copiilor noștri. Astăzi putem să luăm o decizie, scumpilor, să fim dintre cei 10 care au cărat după ei 40 de ani în pustie, un popor întreg, din cauza că au fost nemulțumiți, din cauza că au fost fricoși, din cauza că nu au avut încredere în Domnul. Sau astăzi tinerilor, putem să alegem să fim un Iosif sau un Caleb, un Iosua sau un Caleb. Este o alegere a ta. Și este atât de ușor să fii un judecător și atât de ușor să fii un nemulțumit. Atât de ușor să privești cu ochii tăi și să-l vezi, să vezi numai uriaș în viața ta. Și atât de ușor să cauți o cale ușoară să te întorci de unde ai ieșit. Și vedem tineri dintre noi care pleacă, scumpilor. Este mai greu să fim un Caleb, un viteaz, un Iosua, un fricos îmbărbătat de Domnul. Este o alegere pe care poți să o faci tu azi, scumpule. Este o alegere pe care să o faci tu azi în privința rugăciunii, în privința lucrului cerut. Prea mult am cerut scutere de care nu aveam nevoie, scumpilor. Prea mult am cerut telefoane.
doar ca să arătăm celorlalți ce avem noi și n-am celor lucrurile care cu adevărat avem nevoie de la Domnul: sfințenie, curăție de inimă. Caleb, scumpilor, a avut o mărturie puternică în acea zi. Stăteam marți aici, scumpilor, și mă uitam la scaunele acelea cu părere de rău, căci avem locurile noastre și erau goale, scumpilor, vor fi mărturie în ziua aceea, pentru că n-am iubit rugăciunea. Scumpilor, eu nu iubesc rugăciunea. Nu iubesc totdeauna rugăciunea, eu nu iubesc cuvântul totdeauna, dar îmi impun să mă rog, îmi impun să caut fața Domnului, îmi impun să vorbesc celorlalți. Nu totdeauna îmi vine normal de la sine să vorbesc despre Domnul, pentru că este mai ușor să-mi iau telefonul și să-l deschid să privesc prostii. Este mai greu. Vedeți voi, așteptăm cerul și îl dorim atât de mult, dar am vrea lucruri ușoare, scumpilor. Am vrea lucruri ușoare, ieftine, și lumea aceasta ne propune aceste lucruri. Ne propune lucruri ușoare, rapide. Rugăciuni instant nu există, scumpilor. Nu există. Știți din ce cauză nu există? Pentru că se prea poate ca cererea pe care o aduce înaintea Domnului astăzi, mâine să nu-ți mai trebuiască și să nu te mai rogi pentru ea. Domnul vrea să vadă dorința inimii tale. Cauți sfințenie? Îl cauți pe Domnul din toată inima? Ioan 17:17. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ce cauți în viața aceasta? Părinților, dacă am pierdut timpul și am vorbit și vorbim lucruri care nu trebuie, scumpilor, dacă nu mai avem putere să dăm ceea ce am primit, este vremea pocăinței, scumpilor. Câteva duminici în urmă a venit o prorocie și a spus așa: voi duce un duh de pocăință în adunare, scumpilor. Vrei să-ți aducă acel duh de pocăință în tine prin încercare? Sau vrei să te pocăiești pentru că Domnul te cercetează prin cuvântul Său? Cred că e bine să facem o rugăciune, scumpilor. Dacă ați luat și aveți o dorință în inimile voastre, ați luat o hotărâre în inima voastră, l-a urma pe Domnul, cred că Dumnezeu privește în sinceritatea noastră. Scumpilor, mai mult decât îți dorești tu sfințenia, o dorește El pentru tine, mai mult decât îți dorești apropierea de Dumnezeu, El vrea să fie aproape de tine, pentru că El este un Dumnezeu biruitor. Mai mult decât îți dorești tu cerul, El îl vrea pentru tine, pentru că înainte să-L cauți tu, El ți s-a descoperit prin cuvântul Său, prin Iisus Hristos, El s-o da pentru tine. Avem de învățat de la Caleb multe lucruri, se vorbește atât de puțin despre acest personaj, acest bătrân. Haideți să ne ridicăm în picioare, scumpilor. Aș vrea să luăm hotărâri noi, scumpilor, și să ne ținem de ele. Nu este ușor, nu este o rugăciune care un nes, nu este ceva rapid. Domnul vrea să stăruiești pentru că vrea să vadă dacă tu chiar îl dorești, pentru că ai spus de multe ori că îl vei urma și păcatul tău a stat mereu și mereu înaintea ta. Dacă ai ales o cale ușoară a trecerii timpului, a somnului, a filmelor, a orice ce vrei tu și ai în viața ta, vreau să-L alegi din nou pe Dumnezeu astăzi. Vreau să alegi din nou cuvântul Lui. Vreau să alegi din nou cuvântul și rugăciunea după voia Lui, ca mai apoi să o dai mai departe, fraților. Nimic pentru noi, nimic pentru noi. Haideți să intrăm în această rugăciune și în bunătatea Ta, Doamne, ascultă, Doamne, Te rugăm. Amin, amin.